Un exemplu reprezentativ de reamenajare a zonelor funcționale în cadrul apartamentului cu două camere, hol, bucătărie și baie, prin desființarea parțială a pereților ce separau holul de bucătărie. Erau de fapt niște panouri armate care au putut fi scoase ușor. A rezultat un spațiu cochet, aerisit și luminos. Bucătăria nu mai are ușă, iar cei doi pereți din BCA, unul rotunjit și altul decupat, cu nișe și grindă din pal, au devenit centre de interes și fundaluri scenografice în jurul cărora se organizează funcțiunile zonei de zi. Element estetic, dar și funcțional, traforul din lemn este prezent în tot apartamentul ca un leitmotiv. Camara din hol a fost transformată într-un dressing, iar ușile cu oglinzi dau senzația de spațialitate. De remarcat la această amenajare este atenția la detalii și faptul că nu s-a irosit niciun centimetru pătrat de spațiu. Suprafața bucătăriei s-a mărit odată cu micșorarea cămării. A rezultat un spațiu de odihnă și relaxare, unde s-a amplasat o canapea. Mobilierul din bucătărie a fost realizat la comandă pentru a se potrivi perfect dimensiunilor din spațiul alocat ei. Astfel, bucătăria are trei zone, cea de lucru, de luat masa și zona de relaxare. Bucătăria este mică, dar deosebit de funcțională. Culorile sunt calde și luminoase.
veți vedea că în acest apartament niciun spațiu nu este inutil. Dimpotrivă, fiecare metru pătrat este exploatat la maxim. Rămânem tot în zona de zi și ne îndreptăm spre living. Din hall, un corp de bibliotecă face legătura cu cel din living. Aici s-a renunțat la ușa ce despărțea hall-ul de living. În schimb, s-a recurs la o altă separare vizuală, ingenioasă și estetică, prin montarea unui rulou. Livingul are de asemenea zone de odihnă și de lucru. Aici zona de intrare în living este delimitată elegant de zona de relaxare printr-un mic perete din gips carton, care se continuă cu etajere deschise din pal, combinate cu un trafor pe ambele părți. Grinda este suport pentru corpurile de iluminat. În acest mod, canapeaua extensibilă este protejată vizual, devenind un loc intim. Aici balconul a rămas separat de living, dar s-a renunțat la ușă și geam și s-au găsit alte modalități estetice de separare vizuală a spațiului. Balconul destul de mare a rămas un spațiu simplu și aerisit, cu funcțiuni precise de sport, relaxare, dar și de depozitare. Bineînțeles că el a fost bine izolat, iar geamul de tip termopan este triplu stratificat. Din gips carton s-a realizat un tip de mobilier înzidit, cu nișe și casete cu trafor. Acest corp protejează și separă zona de lucru la pian. Deasupra pianului, oglinda are rolul de a aduce mai multă lumină în casă și de a mări spațiul. Fiecare zonă este luminată atât natural cât și artificial. Culorile folosite aici sunt tot cele deschise, care vin în contrast cu mobilierul în culori închise.
Livingul este acum un spațiu plăcut, luminos și bine împărțit funcțional. O încăpere caldă și primitoare, cu o amenajare deosebită. Reușită rămâne fără îndoială eleganța și desăvârșita integrare a obiectelor, acestea fiind ele însele generatoare de plastică și imagine de design. Decorarea apartamentului se întregește prin pasiunea proprietarului de a colecționa artă. Amplasarea tablourilor și a altor obiecte fiind supusă acelorași exigențe estetice. Dacă ne gândim numai la faptul că există un sistem de iluminat special pentru expunerea picturilor. Jocul permanent al luminilor în toate spațiile pune în evidență nu numai liniile pereților, ci și ale pieselor de mobilier și ale altor obiecte și detalii decorative. Iar originalitatea amenajării vine mai ales din îmbinarea luminii naturale cu cea artificială. Ne îndreptăm spre camera copiilor. Chiar dacă mulți părinți nu pun accentul pe decorarea camerei micuților, aici s-a ales un mobilier simplu, dar multifuncțional, făcut la comandă cu două paturi, dulap, etajere pentru cărți și jucării și un birou destul de mare la care pot avea acces doi copii. Finisajele sunt plăcute în tonuri luminoase și calde. Totul este foarte funcțional datorită ideilor ingenioase puse eficient în aplicare pentru optimizarea spațiului.
mobilarea este în același spirit. Economie de spațiu, funcționalitate, simplitate și bun gust. Cele două uși existente în apartament în această zonă sunt din lemn de brad, îmbrăcate în furniri și băițuite. Baia a fost complet reamenajată, dar și mobilată într-o combinație de culori foarte reușită. Conducta de aerisire s-a refăcut și cu această ocazie s-au realizat cele două nișe foarte decorative. Cu ajutorul BCA-ului și al gipscartonului se pot realiza proiecte diverse, implicând multă imaginație și idei creative, care în final pun în lumină bunul gust și rafinamentul arhitectural. Iată cum obișnuitul apartament cu două camere, hol, bucătărie și balcon a devenit un spațiu modern, flexibil, lejer și comod, pe care îl poți vizualiza fără efort. Ținând cont de faptul că acest apartament s-a metamorfozat fără a dărâma pereți de susținere și fără a afecta structura de rezistență a imobilului. Este o amenajare reușită, în care se îmbină armonios esteticul și funcționalul. O amenajare cu mult bun gust și spirit practic, datorate nu doar arhitectului designer, ci și proprietarului. Spațiile mici din apartamentele de bloc
pot fi amenajate confortabil dacă se iau în calcul finisajele, culorile și mobilierul, dar rezolvarea exigențelor elementare de confort în distribuirea spațiilor și legăturile funcționale între ele constituie baza unei amenajări reușite. Biserica romano-catolică Sfântul Anton, aflată pe strada Nicolae Titulescu, a fost ridicată între anii 1935-1937 și este construită după planurile arhitectului Romano de Simon, pe locul unde prin 1885 se afla o capelă. Biserica catolică Sfântul Anton s-a ridicat în zona peninsulară pe locul unei mai vechi biserici construite imediat după venirea Dobrogei la țară. Această nouă biserică s-a făcut în perioada interbelică, arhitectul este italian, iar ceea ce au dorit catolicii în această parte a țării să realizeze a fost o replică după construcțiile italiene ale unei mari bazilici și acest lucru s-a și făcut. Din acest motiv, sigur că în eclectismul arhitectonic al peninsulei, catedrala se încadrează foarte bine. Este vorba despre o biserică realizată în cărămidă aparentă, cu ferestre destul de înguste în raport cu plinul înzidit. Este însă o construcție lansată, o construcție potrivită pentru scopul și funcțiile sale. Contraforturile și motivele geometrice exterioare ce înfrumusețează clădirea amintesc de stilul romanic din secolul al XIII-lea. Silueta elegantă a turnului romanic, campanila, înălțat pe o bază pătrată, atenuează aerul auster al motivului geometric care caracterizează exteriorul bazilicii. Interiorul este tot din cărămidă aparentă, sobru și impozant, cu firii de oarbe și două galerii laterale. Cele două galerii laterale superioare sunt susținute de coloane de marmură cu capiteluri compozite. Luminozitatea este slabă și impresionează printr-un clarobscur, lumina pătrunzând mai mult prin geamurile albe ale lobilor rozetelor din timpanul principal. În general, arhitectura ei interioară și exterioară constituie o virtuozitate în arta construcției.
Biserica Romano-Catolică de pe strada Nicolae Titulescu este una dintre frumoasele edificii care ne impresionează în această zonă. Turnul romanic se nuanțează frumos, integrându-se minunat în arhitectura veche a zonei peninsulare. În această parte a zonei, ea este înconjurată de alte edificii ale celorlalte culte, în primul rând de Catedrala Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel, dar și de Moschea Carol I, care, iată, sunt cele mai importante edificii religioase ale acestui tronson, cuprins între Mare și Piața Ovidiu. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine cum arată raiul, aș spune că exact așa. Un loc plin de flori, păsări și animale, în care natura este pe deplin stăpână și poate să-ți bucure ochii și sufletul. Grădina pe care proprietarii au visat-o ani de zile ca pe un mic rai, cu vegetație luxuriantă, cu câteva mici viețuitoare domestice sau nu, cu o priveliște sălbatică gata să-ți dea senzația că ești într-o vacanță la munte. Pentru că tot vorbeam de rai, de păsări și de animale, uitați-le aici în spatele meu, ele nu sunt multe, dar îndeajuns cât să te bucuri de ele ca un copil. Sunt spații amenajate în care ele se simt bine, sunt în siguranță și bine îngrijite. Această grădină uriașă, ce se întinde pe câteva hectare și înconjoară un vechi conac boieresc, a fost amenajată pas cu pas. Se lucrează la ea de câțiva ani,
încercându-se păstrarea configurației originale. Suprafața mare a permis buna organizare a zonelor de activitate sau contemplație, precum și circulația lejeră între ele. A început cu curățarea acestui spațiu imens. S-a trecut apoi la remodelarea terenului și la crearea unor mici forme de relief, precum și la amenajarea aleilor, a unui iaz și a unei cascade. A fost o etapă lungă și grea. S-au păstrat câțiva arbori bătrâni, dar s-au adus și foarte multe plante de o mare diversitate, care se pun în evidență una pe cealaltă. Grădina, sau mai bine zis, parcul original, avea deja mulți copaci bătrâni, pini, stejari, platani, salcâm, nuci și glediția, plantați într-o anumită ordine. Într-o curte atât de mare s-a reușit să se păstreze totuși o armonie între foioase și conifere. Plantările au început cu pini, refăcându-se o alee străjuită de acești arbori. Apoi s-au făcut plantări masive în toată curtea, cu o mare diversitate de foioase și conifere, care de care mai deosebite și mai frumoase. Arțar și prunus, care dau culoare grădinii, mesteceni, glediția, albiția, salcii, tei, aluni și duzi. Specii de tuia, pini, brazi, cedri, castani și mulți arbuști decorativi.
cât despre flori, aici predomină mușcatele, dar și multe alte flori, perene și anuale, o parte din ele produse chiar aici în țară. Aici există chiar și o mini-grădină japoneză, neterminată însă, cu vegetație pitică, mici conifere, o rustifină atârătoare, bolovan uriaș și ceva pietriș. Dacă aveți în grădină o denivelare, ea nu trebuie să reprezinte un motiv de supărare, ci o provocare. În această grădină, zonele terasate au dus la crearea unei imagini deosebite, locuri puse în valoare tocmai datorită denivelării terenului. Aleile, configurația lor și materialele folosite sunt foarte importante într-o grădină. Aici, în urma săpăturilor inițiale, s-au găsit vechile alei, multă piatră, un puț, un bazin de colectare a apei, o fântână arteziană, care au fost toate reamenajate și recondiționate, încercându-se astfel să se păstreze acea notă de vechi și de original. Această grădină, întinsă pe mai multe hectare, este opera unor mâini îndemânatice de profesionist în materie de design peisagist. Ea se caracterizează printr-un stil rustic, având numai elemente naturale, în special piatră și lemn. Și bineînțeles, există câteva alte elemente care accentuează acest stil rustic. Designerul acestei grădini nu și-a dorit să păstreze cu strictețe un stil, ci s-a lăsat inspirat de fiecare zonă în parte, de fiecare colțișor sau doar de un arbore. Deși, în linii generale, grădina păstrează un aer rustic datorită folosirii unor materiale decorative unitare, piatră naturală, lemnul sub diverse forme și chiar răchita care delimitează anumite alei. Utile, dar și decorative, sunt traversele vechi de cale ferată. Foarte rezistente, ele au fost folosite în această grădină ca trepte. Dar să nu trecem cu vederea nici aceste podețe mici din lemn, originale și foarte decorative. Pentru că grădina este foarte mare, așa încât obosești doar plimbându-te, s-au creat foarte multe locuri de relaxare. Bineînțeles, din lemn. Băncuțe din lemn și leagăne din lemn, locuri în care te poți relaxa admirând peisajul și chiar poți lua masa. O
o grădină trebuie concepută în așa fel încât să asigure un loc ideal de odihnă, unde să poți citi o carte sau doar să stai la umbră în zilele toride de vară și să privești frumusețea din jurul tău. Grădina imensă a fost gândită ca o grădină simplă, naturală, mai puțin sofisticată, căreia i se integrase deja o parte din peisajul sălbatic existent aici. Amenajarea este interesantă din toate punctele de vedere. Peisajul este original, iar zonele de relaxare sunt bine gândite. Colinele sunt decorate cu inventivitate pentru a crea imaginea unui peisaj montan. Un alpinariu, iaz și cascadă, terasări cu piatră, lemn și trunchiuri de copac, iarbă de poiniță, numeroase specii de rășinoase, iar pentru culoare s-au plantat tufe de arbuști și trandafiri. Amenajarea este complexă și a necesitat lucrări destul de costisitoare. Fiecare loc este bine gândit în așa fel încât să descoperi mereu ceva care să te surprindă și să-ți bucure ochii și sufletul. Plantele sunt de o mare varietate, atât prin forma frunzei, cât și prin culoare. Multitudinea de păsări care umblă libere peste tot, dar și mini-grădina zoologică, completează imaginea paradisiacă a acestei curți. Designerul peisagist care a reamenajat acest parc nu a făcut rabat de la principiul său de a nu știrbi cu nimic natura înconjurătoare. Ce ai putea să-ți dorești mai mult decât să ai timp liber din belșug ca să te poți bucura în tihnă de acest peisaj paradisiac?